Aici avem o crăiță, Amanita caesarea, buretele domnesc sau ciuperca cezarului. Cum o identificăm? Ia să vedem. Trebuie să aibă lamelele galbene, piciorul galben și iasă dintr-un ou. Pălăria este portocalie, puțin roșiatică și mai deschisă pe margini. Iar aici avem una mică, tot Amanita caesarea, ciuperca cezarului. Piciorul la fel este galben, lamelele galbene, doar că aici nu se văd foarte bine, iar pălăria este portocalie spre roșu. Foarte delicioasă, prăjită cu ou în tigaie, făcută ca un șnițel practic, foarte delicioasă, foarte bună. Apropo, dacă găsiți una, uitați-vă bine în jur pentru că există șanse foarte mari să găsiți mai multe. Aici mai avem una, care acum iese din nou, iar aici sus, încă una. E foarte ciudat că sunt atât de roșii. Înaintele erau mai portocalii azvară, acum poate din cauza vremii mai scăzute, temperaturii mai scăzute, sunt mai roșiatice sau altor factori. Iar dacă mă uit foarte bine în jur, probabil o să găsesc și mai multe. Aici mai avem alt fel de... Ba, tot Amanita caesarea și aici, wow! Am crezut că sunt alt fel de ciuperci. Interesant, 3. Și aici... Wow, sus încă una! O, așa, mai văzut una aici. Încă două, wow. Super faină. Una aici și una aici. Incredibil. Și încă una, wow. Încă una aici, aici, aici. Una mare aici. Probabil ceva căprioară a răsturnat-o. Și încă una aici, wow. Incredibil. Incredibil. Trebuie să mă apuc să le coleg, foarte frumoase, foarte multe. Wow!